Bună seara și bine ați venit! Ne bucurăm că ne revedem. O parte, alții sunt noi, poate și noi suntem noi. În altul... De ce nu vă place? Nu, ai scris bun? Am zis că e bun? Păi de folosiți-o. Vă auzim mai bine. Și să mă auziți, la introducere vorbim puțin, nu mă. După aceea mă opriți. Întâi de toate, o rugăciune de binecuvântare. 10 cu toți, Tatăl nostru, da. Așa? Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești de ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu le duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celul rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt preasfințite Părinte, binecuvântați. Un noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 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 Ne-am propus în seara aceasta să fie o lansare, dar poate să fie bine versi o dezbatere, pentru că sunt subiecte de interes mare, pentru a fi o dezbatere. Sunt... dincolo de cele care sunt din oamenii nostru teologii și, în mod special, Părintele Galeriu, sunt probleme de geopolitică, geografie militară, probleme despre Dobrogea, atenție, de Mihai Eminescu, atenție, am și trecut acolo, în discuție. După aceea vor fi discuții despre Părintele Galeriu, cum am zis mai devreme, în mod special, s-a creat și un tom aniversar, era vorba de 100 de ani de la naștere. Sunt volume scoase în timpul pandemiei, s-au realizat în timpul acela, publicate Heru pe toate, în 2020 în vară. Deci, iată, 2021 în vară. Deci, cu mare întârziere, asta a fost situația. O carte care se leagă de activitatea generalului, activitatea deosebită a generalului Titus Câmpea, un foarte bun diplomat militar, poate cel mai bun din perioada interbelică și din toate timpurile, va fi și aceasta o problemă în atenția noastră. Bineînțeles că există și alte aspecte foarte interesante apropo de Biserica de Mate din București, volumul 15 din 4, de fapt ultimul volum. Este o analiză făcută foarte bine, rece, științifică, de Radu Ciuceanu și colaborator, Octavian Rosche, Daniel Barbu, soția sa, care e decedată, care e adormită la Domnul. Am avut și acolo contribuție anume, nu o spun care este, dacă va fi nevoie o să spun. Sunt personalități de seamă ale culturii teologice românești, Nichifor Caiei și Nintoro Banțu, două figuri mari, de care încă parcă ne frică să vorbim. Ne ascundem după pălărie singuri. Sunt figuri care reprezintă cu cinste neamul acesta și biserica și poporul român. Așa că și despre aceștia în câteva rânduri vom câteva vorbe. Rândurile sunt în cărți. Nu o să fie, să nu vă supărați, exemplare suficiente, pentru că el a fost un triaj foarte restrâns. Am dat la editori, am dat la cei care au scris, la bibliotecile mari din România, cele din București, în mod special, și pe aceea celelalte, inclusiv din Constanța. Așa că, până putem vedea, auzi, întrebările vor fi puse că sunt legate de programul care este înscris aici, în acest afiș, și așteptăm și răspunsurile. O să încercăm să abordăm cât mai mult din fiecare, nu știu cum o să împărțim timpul. Am primit o indicație, o să-i spun indicație de la domnul director Marcel Boroș, și că da, trebuia să ne centralizăm pe niște teme foarte exacte, că este o chestie așa mai, n-a spus dânsul varză, zic eu varză. Nu e varză, o să o facem ca să fie, o să o facem ca să fie pe înțeles. Sunt lucruri care nu se spun. Avem aici experți de gradul 0 și o să vă spun, părintele, pe înaltul părinte, nu mai vă prezint, că mi-e rușine, să o prezint eu pe înaltul, dar îl prezint eu pe părintele profesor Băcă, care este ilustrist foarte bun, profesor de seara la noi la facultate, conducător de doctorat și care a lucrat cu Părintele Galeriu. Eu n-am lucrat cu Părintele Galeriu, dar am fost, nu botezat, copilul a botezat, dar ne-a cununat Părintele Galeriu, asta e o mică paranteză. Am mai spus-o și când a fost o prezentare aici, la lansare de carte, în alt context, cu, aici, în Curtea Brânculeascu, la Hotel Dorna. După aceea avem pe domnul profesor, diplomat și expert de gradul 0 pe Ucraina și pe spațiul acesta de răsărit. Pot să spun și sud-est, dar mai ales de răsărit. Dar ne va vorbi și despre probleme care sunt descrise în volumul 14, pe special 14, apropo de Războiul de Independență și recuperarea Dobrogei, în care, mă rog, am creat și noi câtva acolo la problema asta. Primul Război Mondial și recuperarea și România Mare, că erau niște capitole în acest tom, Corpus Padmos numărul 14. Și bineînțeles ne vom opri și zic eu bine ar fi să ne concentrăm și pe ce se întâmplă astăzi în Europa și în lume prin această Ucraina. Mică, mare, cum este, nu știu. Unii o vor mai mare, unii o vor mai mică, nu știu. Mai mare cred că nu se poate. Da, și nu las în ultimul rând pe domnul profesor Florin Duțu, care va vorbi despre Nikifor Krajnik. Încă o dată, deci omul a lucrat foarte mult pe documente, a lucrat cu familia sa, m-a văzut foarte, foarte aproape de casa unde stau eu, inclusiv sunt la mine din București, o figură sacră, pot să spun, a teologiei românești, de care am uitat, care a fost condamnat fără act de condamnare, de soția lui Silviu Brucan, în 1947. Și a stat pe mușcărie degeaba, fără act, deci fără hotărâre judecătorească, 15 ani. O figură de care Părintele Săion îmi spunea sincer, și de asta vreau să fac introducerea, după aceea intrăm în subiecte. A fost unul din mentorii Părintelui Dumitru Stăniloae. Mi-a spus-o personal și a zis, 3 oameni m-au făcut pe mine mare. 1. Mitropolitul Nicolae Bălan, n-are rost acum să vă fac eu biografia Părintelui Stăniloae. 2. Acest Nikifor Krajnik m-a introdus în cultura românească și, în mod special, cea din Ardeal, din Transilvania, care era o flacără vie pentru poporul român, pentru România, perioada interbelică. Și 3. Era un personaj la Departamentul Cultural, urât, așa cum era de trist, dar care l-a făcut pe Părintele Săion să se publice enorm în anii comunismului. A fost cel mai productiv și cel mai bine, cel mai select personalitate, corect spus, din cultura teologică românească ortodoxă. Și nu numai la noi, și probabil la nivel global, la nivel internațional. De aceea vă spun că avem multe. Nikifor Krajnik e și partea politică, și partea religioasă, și partea culturală, care e de excepție, unde un Radu Gire este ucenicul Nikifor Krajnik. Puțin știu treaba asta. Și noi nu avem curajul să mergem pe undeva pe unde are o seminte la Sfânta Vinere de care vă spuneam, sau pe unde are monumente, pe unde s-a născut el, pe zona de graniță Tărăvan cu Giurgiu. Trebuie să ne apreciem aceste valori ca să putem să știm că suntem români, că ne putem renaște, să devenim o țară puternică cu un popor drept credincios, vizibil în Europa și în întreaga lume. Dar prin ce? Prin a recunoaște aceste valori pe care poporul român le-a avut în decursul timpului, cel puțin pentru cele aproape 200 de ani de care noi vorbim acum. Mai mult pot să spun că nu are rost. Ne oprim aici. Acum, în altul, eu l-aș ruga, în mod special, pentru că este prima parte și asta m-aș axa, despre Eminescu și Dobrogea. E un tom, ceea ce sunt cu rezerve sunt pentru cei care vor prezida aici și vor vorbi, și încă câțiva din dumneavoastră, deci nu am atâtea numere, dar este vorba de opera politică a lui Mihai Eminescu și cum a simțit acest mare geniu al neamului românesc, de fapt este number one pe tema, el este simbolul culturii românești, cred că asta știți cu dumneavoastră cu toții, a avut simțul, inclusiv politic, la asta mă refer, ca să știe ce e Dobrogea pentru România. Politicienii la București, în altă voastră, PNL era atunci, mă rog, și eu am legătură cu zona asta și familia mea, dar asta e altă problemă. Deci nu a vrut Dobrogea. Și alți oameni politici, și conservatorii, și cei din vremea aceea, este Dobrogea, dar nu e a noastră, este departe, noi vrem Basarabia integral. Știți că Basarabia a fost pierdută în urma, au fost vreo 12 intervenții țariste, rusești, sovietice, pe la noi, și a fost pierdută de la 1812 începând. Încet, poate să vă spun mai multe părintele, domnul profesor Ion Constantin. Dar în 78 a fost această revenire și Eminescu o admiră, o apreciază și spune ce înseamnă Dobrogea pentru România. Și despre geniul acesta al marelui Eminescu, un cuvânt, 2, 3, cât n-ar prea simțitul, să ne spună, pentru că chiar că am primit, i-a fost un mare om de presă, acum sar de la una alta, în 1997 am scris o carte, puțin știu despre, Universul Religios al lui Mihai Eminescu, cu domnul profesor Teorie Vlăduțescu și cu un alt profesor de la București, Aurel Petrescu, de la Universitatea din București, ca să scoate în evidență valoarea lui religioasă. Până atunci, știți, în perioada comunistă, Eminescu era un ateu. Aia cu proletarul, cu nu știu ce, nu știam despre ce e vorba. Realitatea este că a fost un om cu frică Dumnezeu, Fiecare am avut greșelile noastre în viața noastră, dar a avut pentru țara aceasta, pentru Biserica Ortodoxă Română, o mare, mare, mare dragoste. Asta e o altă problemă. Eu încep. Da, despre Eminescu și Dobrogea. Sau Eminescu. Unde vreți, că acum o să vă scot și domnul acesta. Mă iertați că trebuia să scot eu înainte, dar le scoate nici acum. Da, să mă astea așa. Eminescu, mă era lui politică. Domnule profesor, mulțumesc de provocare. Distinsă asistență. Sigur că a vorbit despre Eminescu înseamnă să ai curaj să privești spre o lumină atât de puternică, cea mai puternică lumină pe care o aduce în neamul nostru poetul național este personalitatea și opera sa. Eminescu este neîntrecut, este cel mai bun român, este omul complet și simbolul culturii românești. Sigur, este și un promotor al spiritualității românești, un îndrăgostit de Dobrogea, de aceea nu a iubit Marea doar sentimental, ci a iubit Dobrogea cu valorile ei, pentru că Eminescu a vorbit despre valoarea spirituală a Dobrogei, pentru că a făcut comparație între marile spiritualități ale lumii și a găsit spiritualitatea din sciția minor de odinioare superioare celorlalte spiritualități. În tot timpul istoriei, de la început, filosofii au identificat valoarea spirituală a omului. Dacă filozofii greci și romani, căci aceștia puneau în cumpănă valoarea spirituală a omului, aceștia romani erau mai practici, greci erau mai speculativi, sigur filozofii clasici au adus un aport important privind noțiunile de bine, de rău, de religios sau nereligios și au pus în cumpănă valoarea omului. Și noi avem de la mari filozofi clasici niște termeni pe care și biserica îi folosește și găsește în termenii filozofilor o modalitate de exprimare a valorilor umane, a idealismului uman. Iată, Eminescu scoate în evidență spiritualitatea getodacilor, care a fost atât de înaltă, atât de specială, pentru că și romanii și grecii au folosit din punct de vedere religios niște termeni destul de empirici și chiar confuzi, pentru că vorbeau de diferite zeități. Spiritualitatea getodacă a fost una cu totul particulară față de cele două civilizații și spiritualități, că în spiritualitatea unui neam stă și gradul de civilizație, gradul de gândire, înălțimea gândirii. Și iată, pe noi ne ajută poetul roman Ovidiu, care a fost exilat aici și care, așa cum spun mai mulți gânditori, a fost un precursor al Sfântului Apostol Andrei, a reprezentat civilizația de atunci. Poeții cei mari latini și greci erau și filosofi în același timp. Poetul Ovidiu n-a fost un simplu poet, Și cum Sfântul Apostol Pavel se referă la poeții și filozofii din timpul său sau dinaintea sa, ce spune el? Spune lucruri esențiale, că și poeții au exprimat că în Dumnezeu viem, ne mișcăm și suntem. Deci noi trăim în Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel, care a avut o cultură filosofică atât de largă, atât de vastă, exprimă aceste trei cuvinte de o importanță capitală pentru a evalua gândirea filozofică de atunci a poeților. Poetul latin Ovidius n-a fost un poet obișnuit. El a fost exilat pentru că nu putea să înțeleagă zeitățile romane, care cuprindeau niște personalități, așa zise, ce evocau niște patimi omenești. Și el a început să râdă de aceștia. De aceea și a fost exilat. Pentru că el nu înțelegea, avea o cugetare liberă și căuta să aibă logică în cugetarea sa. A venit aici și a fost trist, dar a fost trist la început pentru că a schimbat clima și era foarte greu să suporte vânturile de aici, de care se plângea. Dar fiind obligat să viețuiască aici, a căutat să cunoască oamenii de aici și chiar gândirea lor i-a găsit pe oamenii de aici superior romanilor. De aceea și învățat limba lor să poată să comunice cu ei. I-au fost dragi, i-a îndrăgit pentru spiritualitatea lor, pentru sinceritatea lor, pentru simplitatea lor, o simplitate rațională și foarte înaltă. Din această pricină le-a închinat două volume de poezii care s-au pierdut ori s-au rătăcit. Noi încă le mai căutăm, că și noi credeam că vestigiile noastre nu mai există. Și iată, s-au descoperit în multe biblioteci și arhive din Europa, din America, de peste tot, și iată, recuperăm zestrea și încă avem nădejde să recuperăm poate măcar fragmente din volumele pe care poetul Ovidiu le-a închinat dacilor, de care s-a apropiat pentru că aveau o spiritualitate atât de înaltă. Așadar, o zeitate principală, Zamolxis, pe care Eminescu a identificat-o ca un punct superior, forte, al strămoșilor noștri, l-a copleșit. De aceea a scris despre spiritualitatea aceasta și a fost fericit să constate că aparține unui neam superior din vechime, astfel încât această spiritualitate identificată în Dobrogea Sfântului Apostol Andrei l-a cucerit pe Eminescu. De aceea a venit să cunoască Dobrogea. N-a venit doar la mare, a mers chiar și pe la peștera Sfântului Andrei și mai în sud a cutreierat Dobrogea. Și aceasta i-a fost o răcăurire poetului. Din această pricină, Eminescu se referă la superioritatea spiritualității getodace față de celorlalte popoare socotite superioare și o spiritualitate înaltă. Într-adevăr, prin filozofi sunt cineva, dar prin religiozitate nu prea sunt. De aceea și romanii și grecii i-au martirizat pe apostolii care au venit să le aducă vestea cea bună. Getodaci de aici, dimpotrivă, nu-i mai lăsau pe apostol să plece. Voiau cu nesați să asculte cuvântul Sfântului Apostol Andrei. Și pentru că Sfântul Andrei avea misiune nu numai aici, aici a coborât din Sfiția Mare, un teritoriu mai larg, dar n-a stat mult. Aici era chemat peste tot. Adevărat este că și-a găsit și cel mai bun sălaș unde să slujească, peștera care îi poartă numele, un loc atât de special, parcă pregătit anume de Dumnezeu, aparținea neamului nostru și Dumnezeu, care știe toate dinainte, a lăsat un lăcaș nefăcut de mână omenească, care să-i fie sălaș și pentru odihnă și pentru slujire celui trimis aici să vestească Evanghelia. De aceea acolo, cu rugăciune și cu toiagul său, lovind pământul, a răsărit izvorul numit al Sfântului Andrei, mergând în alte părți ale Dobrogei, pentru că Dobrogea nu este un pământ care mustește de apă. A făcut să răsare și alte izvoare, cum este izvorul de la Dervent, cum este izvorul de la Crucea, cum este izvorul din localitate, izvoarele din județul Tulcea. Și iată, Sfântul Apostol Andrei a cutreierat Dobrogea, dar văzând câtă sete au strămoșii noștri să asculte cuvântul lui Dumnezeu, i-a trimis vorbă concitadinului său, Sfântul Apostol Filip, să vină aici să-l ajute. Și n-a mai plecat Sfântul Filip, cum spun mărturiile istorice, 20 de ani. Sfântul Andrei a plecat că avea misiune să meargă în Bizantia, Constantinopolul de astăzi, de acolo în Grecia, și și-a găsit sfârșitul la Patras, pentru că numai aici n-a fost martirizat nici Sfântul Andrei, nici Sfântul Filip, care au stat în tihnă, și n-au existat persecuții până la Dioclețian, care a vrut să cuprindă întregul teritoriu al Imperiului Roman. Până atunci era liniște, pentru că se împăcaseră cu credința lor, nu se părau unii pe alții cei ce au venit la credința creștină, locuitorii de aici, și romanii s-au adaptat la religiozitate superioară a getodacilor. Ei au venit cu o civilizație, cu o limbă superioară din punct de vedere al cuvintelor bogate, dar în spiritualitate erau mai bogați getodacii de aici. De aceea, iată, Eminescu evidențează această demnitate a strămoșilor noștri și pune în lumină spiritualitatea noastră, cum o pune și poetul Ovidiu în lumină, care, după ce a cunoscut pe strămoșii noștri, s-a simțit bine între ei. Nici frigul nu-l mai biruia, nici vântul, nici alte vitregii, și se simțea ca și cum ar fi aparținut acestui popor. S-a altoit aici. De aceea a și scris cărți frumoase, scrieri frumoase în cinstea strămoșilor noștri. Sigur, Eminescu ar fi vrut să rămână aici. De aceea noi sperăm, cât vom putea mai curând, s-a pregătit și o biserică, să o aduce să pune undeva pe faleză. Poate chiar noi am identificat loc lângă statuia lui Eminescu să fie închinată Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, să fie biserica unde să-l prohodim de ziua asta pe poetul național, de ziua patronului său, și sperăm în curând, când se vor mai liniști cele cu primăria, să putem. În principiu, nici domnul primar n-a fost împotrivă. Este pregătită bisericuța, numai să o aducem, o biserică foarte frumoasă, și sperăm să facem multe pentru Eminescu, cum știți. Am publicat multe volume din biblioteca lui Eminescu de la Berlin și vom încheia și vom avea biblioteca lui Eminescu complet aici. Și este lucru unic pentru România să avem biblioteca completă a lui Eminescu adusă aici. De aceea vă provocăm la mai multă insistență cu care să ne gândim la poetul național, care este cel ce ne-a adus cea mai mare demnitate. Prin Eminescu suntem cunoscuți în toată lumea, fiind tradus în atâtea zeci de limbi, și Eminescu, în timpul cât a creat, dacă facem o comparație, niciun alt poet sau scriitor n-a creat într-un timp atât de scurt cât a creat poetul național, și el este ctitorul limbii literare românești. Și asta spune foarte mult. Cuvintele sale au devenit, din scrisul său, normative pentru limba română. De aceea suntem datori lui Eminescu, și mai ales că el a fost un om religios. Și aceasta rezultă din preocupările sale, ale familiei sale. N-am aici pomendicul la mine. Am pomenit la Dervent rudele sale, călugări, călugărițe, și adeseori mergea la mănăstiri. Și iată, doamna profesor Carmen Ciornea a scos în evidență cu mărturii că Eminescu a avut și gânduri de călugărie, și sunt cuvinte testament pe care le scrie. Cum să-l facem ateu? Un ateu nu merge să călugărească. De aceea Eminescu ne este nouă o lumină, o călăuză, cel mai bun român și mai valoros al tuturor timpurilor. Trebuie să-l cunoaștem mai bine, să dăruim copiilor noștri adevărul despre Eminescu, să dăm la o parte toate denigrările făcute de înaintași, care au făcut-o din necunoaștere, din îngustime, din influențe de diferite feluri. Este omul complet al culturii românești, mari gânditori, precum Constantin Noica, se înclinau în fața lui Eminescu și nu găseau cuvintele cele mai potrivite să exprime demnitatea și personalitatea mariului poet, unic la noi, dar unic și în întreaga lume, și în gândirea timpului său și în aprecierea sa profetică a timpului viitor, pentru că noi trăim sub aceste prorociri ale lui Eminescu și în vremea de acum, și când vedem toate aceste frământări și confuzii, dacă ne ducem la cuvintele lui Eminescu, le găsim exprimate oarecum, pentru că omul, când nu este statornic în bine, când nu caută mereu lumina cea de sus, îi vin diferite influențe de dedesubt, de prin prejur, și personalitatea lui devine adeseori confuză sau tributare altora și este oricând vânat să-și piardă identitatea. Fiind ancorați în realitățile poetului național, vom merge mereu cu fruntea sus, în demnitate, în dorința de a fi români adevărați și creștini adevărați, pentru că, între altele, Eminescu vorbește și despre cele trei virtuți teologice și identifică sau unește în permanență românismul cu ortodoxia. Acesta e testamentul lui Eminescu. Să rămânem în credința noastră curată și să rămânem români adevărați, fii ai lui Dumnezeu și fii ai Bisericii și fii ai neamului nostru, iubitor de țară și iubitor de toate valorile pe care le-au adus înaintașii sub oblăduirea lui Dumnezeu. Acesta e Eminescu pe care trebuie să-l privim cu venerație și oricât am căutat să-l cunoaștem, să căutăm mereu. Nu-l vom cunoaște total, pentru că este un geniu absolut, dar ne vom înfructa din valorile, din frumusețile, din harul primit de la Dumnezeu și oricât am sorbi din înțelepciunea lui, vom fi din nou însetați să mai sorbim, să mai dorim, pentru că toate sunt daruri de la Dumnezeu și El ne îmbie să ne iubim tot ce e frumos în țara asta, că El a trăit cu frumusețile acestei țări și cu spiritualitatea acestui popor adusă de cei doi Sfinți Apostoli, Andrei și Filip, care au avut o bază de spiritualitate a unei credințe quasi monoteiste și de aceea înaintașii noștri la propovăduirea apostolilor erau neîncetat însetați să mai asculte ceva din ce spun apostolii. Erau cunesați la cuvintele lor și noi trebuie să fim cunesați pentru că suntem un popor cu doi apostoli și iată, vom cinsti pe Sfinții Români duminica viitoare, dar primii Sfinți Români sunt cei doi apostoli care se identifică cu neamul nostru și cu spiritualitatea poporului nostru. Să ne ajute Dumnezeu să fim vrednici de apostolii noștri și de apostolul culturii noastre, poetul național Mihai Eminescu. Mulțumim prezențitului Părinte Teodosie pentru frumosul cuvânt spus cu toată inima către noi. Să ne uităm cine a fost Mihai Eminescu. El reprezintă cu adevărat, e simbolul, de fapt, culturii românești pe ansamblu. Acum aș vrea să facem în ordinea asta, nu știu dacă ea corespunde, se pare, cu ce am pus în program, domnul profesor Ion Constantin, corespunde, care imediat, care are ce să ne spună, nu numai ca istorie, și ca diplomat, a bătut bine Basarabia, să zic, și Bucovina, și Ucraina, și Polonia, spațiul ăsta care are multe probleme astăzi. Și pe ansamblu știe mult despre românii de pretutindeni. Nu trebuie să ne uităm doar la Ucraina, să ne uităm și la românii de acolo. Și numai de acolo, și din Balcan, și din Ungaria, și în alte părți. Noi, românii, de fapt statul român, românii. Dacă am uitat. Să știți că în perioada interbelică, și nu mai spun perioada aceasta de care vorbeam în altul cu Mihai Eminescu, perioada de sfârșit de secol XIX, a existat o preocupare pentru românii aceștia. De aceea au și venit macedonii, în bună parte, în valuri către România, pe motivul ăsta, că au găsit aici liniște și pace și s-au retors la ei acasă după 1000 de ani, poate mai mult de 1000 de ani. Dar acum mai pauză, bate vântul. Vă spun sincer, eu am fost în aceste, eram în cadrul politic românesc, în anii 90 și le-am bătut cu piciorușul, cu mașina, mă rog, era guvernul, reprezentam guvernul României. Dar mi-a fost frică să ajung în Ucraina asta cu alte probleme și să aud contețele românești, vă spun lucruri care nu le știți, Lapșa de sus și de jos, conteți care erau pan-ortodoxe, au fost luate de ucrainieni, mă rog, și acolo erau pan-ehoviste, după zeci și zeci de ani. Și când am pus problema la autoritățile și ale statului și ale bisericii ortodoxe ucrainiene, de fapt, aparținea de Moscova în momentul acela, de ce așa? Pentru că aici ateismul a fost în floare. Dar s-a pus și problema că statul român, o asta spuneau românii, nu spuneau autoritățile de acolo, statul român n-a făcut aproape nimic după 90 pentru românii de acolo, mai ales din Transcarpatia, care a fost românească, atenție, ungurească, e altă problemă, istorie, săpătura deci de 1000 de ani, peste 1000 de ani. Deci, iată, sunt mici lucruri care trebuie să le avem în vedere. Oricum, o să vorbească mult mai mult și mai bine decât mine, că a trăit și a scris mult, adică fiecare a scris câte ceva, așa, dar dânsul chiar a scris monografii despre mari personalități din Basarabia și Bucovina și vrând nevrând s-a legat și de istoria acelor popoare etnici, știu eu ce, de acolo, care astăzi sunt într-o mare dezordine conflictuală, militară, dar și morală. Pentru noi e un semnal. Să sperăm că vom ieși cu bine, dar numai cu ajutorul Dumnezeu și al Maicii Domnului. Altfel nu avem nicio șansă. Dacă Dumnezeu ne pune mâna în cap, suntem, nu mai suntem. Da. E bine așa. Înalt preasfinția voastră, doamnelor și domnilor, înalt și distins auditoriu, în primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea deosebită pe care mă faceți de a mă invita la o discuție astăzi, această dezbatere sub patronajul al preasfinției sale, Arhiepiscopiei Tomisului, a Facultății de Teologie din cadrul Universității Ovidiu, a Școlii Brâncoveanu, într-o epocă foarte, să spuneți, buciumată, într-o perioadă a nesiguranței care caracterizează timpurile noastre și într-o epocă în care trăim veșnic într-o tautologie din asta prezentului, cu tendința de a uita, să spunem, sau pune într-un plan secundar chestiunile care țin de cultură, de istorie. Mă bucură foarte mult participarea la această dezbatere, care prin tematica ei, evocarea unor personalități de marcă, în primul rând începând cu omul total al culturii românești, Mihai Eminescu, dar cu alte figuri proeminente ale bisericii, Părintele Constantin Galeriu, cu Nichifor Crainic, cu generalul Titus Gârbea, la care mă voi referi cel ce urmează. Practic se subliniază importanța deosebită pe care acești stâlpi de bază ai societății românești, biserica și armata, l-au avut în dezvoltarea istorică a neamului românesc. Deci este o nevoie de a repeta aceste chestiuni cu argumente convingătoare, cu argumente bazate pe documente de arhivă, pe fapte istorice. Și acum îmi face o deosebită plăcere să încep discuția despre o carte cu totul excepțională, care a apărut, nu pentru că aș fi eu coparticipat la această lucrare, dar efectiv este rodul unei activități îndelungate a doi istorici, în principal primii care au intervievat, într-o perioadă destul de delicată, în anii 83-85 ai secolului trecut, un personaj fascinant, care prin îndelungata sa viață de 105 ani și 3 luni a fost poate cel mai emblematic militar al armatei române din perioada contemporană. Am avut bucuria să am și eu anumite referințe despre domnia sa, despre generalul Titus Gârbea, încă din secolul trecut, pentru că eu știu că după ce a început acel curs al independenței relative cât a existat în România comunistă, el a fost consultat și a fost foarte bine apreciat, prețuit prin ceea ce știa și îndemnat să scrie memorii, să scrie documente, să fie folosit în activitatea istoriografică și nu numai, chiar și în pregătirea atașaților militari care plecau la post în zonele unde el activase, vorba națională de spații germanice, de țările baltice, erau, aceștia consultau în mod sistematic pe generalul Titus Grba, care avea sfaturi prețioase. Deci era, o să spun că acest om era apreciat și în acea perioadă, într-o anumită, epocă și în un anumit context istoric. Sigur că a avut și avatarurile exploatării și asupririi din perioada stalinistă, dar asta este o altă chestiune. Cartea aceasta este să conține un interviu de o importanță colosală, în opinia mea, pentru că este vorba despre niște întrebări foarte bine țintite, foarte punctuale și foarte curajoase pentru acea perioadă, cu privire la activitatea sa în decursul întregii cariere de ofițer activ, operațional în armata română, diverse eșaloane ale structurilor militare, începând de la gradul de sublocotenent, după absolvirea școlii militare între 1913-1915, a fost combatant în primul război mondial, începând cu gradul de sublocotenent, s-a remarcat prin fapte deosebite de arme acolo în respingerea contra ofensivei germane în timpul campaniei prin 1916, în zona sa de Baștină în general. El este, fac mențiunea, are și o ascendență deosebită, interesantă. Este după tatăl descendent din Tudor Vladimirescu, din pandurii lui Tudor Vladimirescu, chestiunea care se mândrea, și după mamă din familia unui preot din Făgăraș. Deci era, avea, o să spunem așa, o dublă determinare să fie patriot și din aceste considerente, din toate poveștile și acele reale care le-a ascultat în familie. De a fi și descendenții lui au avut, chiar și el, numele lui de Titus este nume roman, dat de părinții lui, ca așa, pe linie maternă, pentru că ardelenii deja aveau obiceiul să-și dea nume la nume latine. Exact, să nu fie maghiarizați. Și unul din nepoții săi, tot la sugestia lui, Horia Gârbea, care ne face onoarea deosebită, este o personalitate a lumii scriitoricești, este președintele filialei București a Uniunii Scriitorilor, care face onoarea să prezintă un cuvânt înainte de această lucrare și să susțină cartea. De asemenea, tot așa, în amintirea lui Horia, marele erou transilvanean cunoscut. Titus Grba a cunoscut foarte multe lume, foarte multe lucruri despre care el a informat, adică în afară de activitatea asta de comandant la diverse eșaloane ale armatei, în primul război mondial, a fost profesor la Școala Superioară de Război, a fost diplomat, mai întâi a fost în perioada interbelică în anii 30 în Elveția, în Olanda, în Germania, apoi în timpul războiului a fost în Germania, în țările baltice. Și sigur că a deplinit misiuni de o importanță deosebită încă din acea perioadă. Aș vrea să mă refer mai mult la rolul pe care l-a avut în calitate de om de legătură, între mare stat major al armatei române în primul război, în al doilea război mondial, și organismele de conducere ale armatei celui de-al treilea Reich. Oberkommandant des Heeres și Oberkommandant der Wehrmacht. Deci era comandantul superior al Wehrmachtului și ale armatei de uscat. Și el a avut ocazia să aibă, deci, o legătură în afară cu generalul mareșalul Ion Antonescu, directă, cu mari comandanți de armate ai României, în campania de răsărit. Dumitrescu, cu Ioan Dumitrache, cu toți comandanții care au fost în această perioadă și despre care prezintă portrete foarte interesante în acest interviu. De asemenea, despre comandanții armatei germane, Alfred Jol, despre Guderian, despre Keitel, despre Erich von Schobert, despre Gerstenberg, și Frisner și ceilalți care au fost în colaborat cu armata română. Reiese cu prisosință un lucru foarte important, că în 1941, părere pe care o împărtășesc pe deplin, România nu avea decât o singură opțiune posibilă pentru acea situație. Soluția germană, deci de a merge în război alături de armata celui de-al treilea Reich, era singura posibilă în acel moment. Era o opțiune și o decizie care a întâmpinat un entuziasm și o aprobare quasi unanimă a societății românești. Mai puțin în cercurile unor, să spunem, partide sau care nu se fac interesul național, Partidul Comunist în acea vreme și alte entități politice care nu se situau cu coordonatele interesului național. Și cel puțin până la eliberarea, Basarabiei și a nordului Bucovinii, teritorii care fuseseră răpite cu un an înainte, în urma ultimatumului cunoscute din iunie 40, armata română în această acțiune, această operațiune de eliberare a acestor teritorii s-a bucurat de un asentiment total al societății românești. Și aș spune că era o îndreptățire conferită și de către forțele și de către forurile internaționale, cumva, pentru că, în fond, a fost un răspuns la actul de raptul teritorial din iunie 40. Problema după Nistru este o altă chestiune, asta a depins foarte mult, este, istoria va, cumva, încă e o problemă încă disputată, controversată. Sigur, nici nu se poate pune problema că armata română putea să stea impasibilă în acele momente. De fapt, acum se știe foarte bine că o reacție poate fi fost bună, contrafactual vorbind, deși istoricii nu abordează în asemenea perspective, un răspuns poate să fi impus chiar în iunie 1940, poate cu raptul și asta. Chiar Florin Constantinul spunea că conștiința națională ar fi fost cu totul altfel, chiar dacă, indiferent care a fost situația, dar măcar o ripostă, o poziție simbolică s-ar fi impus. Deci, soluția germană în 1941 era singura posibilă, precum soluția sovietică în 1944, de asemenea, ne rămăsese singura posibilă, în condițiile în care armata română avea potențialul ei, atât cât era, noi trebuie să ne urmărim interesul nostru permanent și asta o sublinează cu prisosință Titus Grâbea și el a făcut-o într-o manieră deosebit de abilă și foarte, foarte eficientă pentru vremurile respective. Vreau să spun că, spre deosebire de armata celui de-al treilea Reich, care servea scopurile unei puteri mondiale cu aspirații de supremație globală, știi, Germania asta avea, de fapt, să stăpânească lumea, România avea scopurile sale, avea războiul său, cum spune Gârbea, războiul nostru nu era războiul nemților. Noi am fost alături de ei pentru a ne atinge interesul național în condiții arătate. El arată niște detalii foarte relevante în care spune că nici românii și comandanții armate se serveau de hărțile germane, care erau foarte bine pregătiți în aceste aspecte. Noi nu aveam nici lucrurile acestea, pentru că nu aveam pregătirea și nici nu ne propusesem așa ceva, să luptăm armata română la Potul Donului sau la Stalingrad. Sigur că au fost condițiile care se știu, cu frângerea de la Stalingrad, cotitura majoră în cursul războiului și pierderile uriașe care au fost atunci de militari, cu sacrificiile enorme și care au dus în cele de urmă la dezastru armatei germane și, sigur, cu întoarcerea armelor produse la 23 august, în condițiile cunoscute. Vreau să vă spun un lucru foarte pe care, pentru că este o dezbatere la care participă și oameni din Cercul Sfinții Asad, în zona bisericii, și vreau să spun că Titus Grâbea relatează niște lucruri foarte, foarte interesante, relevante, și aș vrea să dau câteva mărturii care se cuprind în volum despre faptul că atitudinea armatei române față de armata sovietică, dar și față de populația locală, nu a fost așa de aspră ca armatei germane. Soldații noștri, arată Grâbea, care, oricât am spune, sunt credincioși și au sentimentul religios, se înțelegeau cu populația rusă, care era încă pravoslavnică. Deci era prada comunistă. De aceea, în momentele grele, populația rusească ajuta răniții și soldații noștri când aveau nevoie de hrană sau de adăpost. Deși, vai de mama lor, în ce condiții trăiau și ei. Din partea acestei populații vedeam uneori câte un gest de prietenie, fie o bucată de pâine sau un adăpost. Și viceversa, soldații noștri de multe ori din ceea ce primeau împărțeau copiilor și populației. Gârbea povestește că pentru populația locală, generalul Gheorghe Avramescu a înființat o cantină și în fiecare zi li se dădea rușilor câte o ciorbă suculentă de carne și legume pe care le recoltau chiar prin populația rusească. Despre acest lucru s-a aflat la Comandamentul Suprem Sovietic și la radio s-au transmis mulțumiri acestui general Avramescu și tuturor celor care s-au purtat ca atare. Locuitorii ruși ne-au cerut, apoi dacă nu putem să le facem o biserică. Și le-am deschis câte o casă de rugăciuni la care fiecare a venit cu icoanele ascunse și s-a făcut un serviciu la care însă n-aveam mir și nici tămâie. Am cerut de la Patriarhie mir, care ne-a fost trimis cu avionul ce venea în fiecare zi de la București. Asta înseamnă că relațiile erau foarte bune și când germanii au aflat de acest lucru, mulți dintre ei mai scorțoși au crezut că noi ne dăm coate cu sovietici. Dar comandantul suprem, Ion Antonescu, a spus că nu, lăsați că asta este politica cea mai bună. De aceea noi nu aveam partizani aici, în regiunea noastră. Foarte relevant pentru atitudinea umană și, să spunem, de comuniune pravoslavnică, religioasă pe care o avea soldații români față de populația locală, nu avea nicio vină din Uniunea Sovietică. Sunt multe lucruri în acest volum. El Gârbea totdeauna a urmat interesul național, odată cu actul de la 23 august, despre care au știut, pentru că în acele momente se impunea o astfel de atitudine, o astfel de abordare, poate că ar fi fost, dacă exista un armistițiu negociat, poate lucrurile trebuia să fie produse un pic mai devreme, dar asta e altă problemă. El a fost angajat după aia, cu toate forțele sale, în riposta de eliberare a teritoriului României. Foarte important, el a fost în primul rând în zona asta unde era original, în Tismana, la mănăstirea Tismana, în grotele de acolo, a fost dus și adăpostit tezaurul României, care a fost pus și simplu zidit în aceste grote și Gârbea a fost comandantul forțelor armate care au protejat atunci tezaurul care era atunci, se afla în aceste condiții. Era și o parte a tezaurului polonez, o parte care mai rămăsese, da, care a fost după aia restituit statului polon. Deci el a fost unul din oamenii, din militarii cu o carieră, aș zice, exemplară, emblematică pentru un militar complet, să spunem, un militar de nivel de șalon superior, complet al armatei române în toate marile momente, atât de război cât și de pace în perioada contemporană. Dați seama, din 1913, de când se va în armată, până când a murit în 1998. Eu am avut bucuria să ascult și în ultimii ani de viață, pentru că era unul dintre cei mai activi vorbitori la evenimentele ocazionate de aniversarea unor zile mari ale României, zile naționale. La 27 martie venea de fiecare dată la cercul militar și unde era invitat și vorbea despre unirea Basarabiei, despre rolul pe care l-a avut el în unificarea militară și Basarabia, pentru că a fost în anii 20 acolo, a avut un rol în pacificarea și liniștirea populației locale, a povestit niște lucruri fabulos de interesante. Și la 1 decembrie, la 28 noiembrie, ziua Bucovinei, deci era foarte, foarte activ până în ziua care a murit. Interviul este, așa zic o ocazie extraordinară de a reaminti nu numai despre personalitatea generalului Titus Gârbea, ci despre întreaga istorie contemporană a României. Este, aduce o serie de lămuriri despre probleme sensibile, deosebit de importante, de unele controversate, a întregii evoluții istorice a României în perioada modernă și contemporană. Este o reușită deosebită a istoriografiei române, este sigur și un merit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, care a editat sub egida sa această lucrare deosebită și sperăm să fie receptată pe măsură și în mediile academice, în mediile... Îi se adresează atât specialiștilor, cercetătorilor, cât și publicului larg. Sigur că la o astfel de discuție putem acum extinde, să spun, o dezbatere despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Eu am avut ocazia să mă ocup un pic de problemele acestea ale spațiului CSI, în activitatea mea de diplomat, în Centrala Ministerului de Externe, dar și ca diplomat în post la Varșovia, în urmă de 5 ani, de vreo 27 de ani, deci de 96 de 2001, am cunoscut foarte multe figuri de seamă, mă rog, în toate așa, că dau un exemplu, un fost ministru de externe care a fost de curând în Ucraina, nu știu ce o face acum, este ambasadorul Ucrainei la Varșovia, a fost retrimis la post, eu am cunoscut în perioada aceea, era consilier ca și mine, în post, Andrei Deșciția. Aveam discuții atunci cu tratatul faimos din 97, era o discuție mai rugoasă, așa, mă rog. Dar o să spun că e o perioadă în care se derulează lucruri cu totul istorice, lângă noi. Știu și despre rolul pe care Polonia și l-a asumat încă de la începutul anului 90 pentru europenizarea Ucrainei. Eram în post când în 1997 a apărut faimoasa lucrare a lui Zbigniew Brzezinski. A fost consilierul lui Jimmy Carter și unul profesor universitar în o suprafață intelectuală deosebită. Și care vorbea și îndemna și a avut discuții pe lângă această carte, a fost dezbateri în publicistica poloneză, în academică și cea de toate zile, așa, cu privire la rolul pe care Polonia îl are în europenizarea Ucrainei. Atunci au apărut și acele inițiative, dacă vă amintiți, cu trilaterale, România, Polonia, Ucraina, pe care l-am discutat inclusiv acest ulterior ministru Deșciția, care avea păreri foarte interesante despre rolul al Poloniei, dar și al României. Deci lucrurile acestea s-au dezvoltat în timp. Despre ce se întâmplă acum, vreau să spun că erau indiși încă de acum 30 de ani, după ce a apărut statul independent ucrainean, despre criza identitară a statului ucrainean se știa de atunci. Se vorbea intens despre lucrurile astea, despre faptul că Ucraina este un stat, practic, făcut un pic forțat, artificial, din teritorii care nu aparțineau, pentru că nici nu a avut o dezvoltare istorică de sine stătătoare decât pe perioade episodice în istoria zonei. Sigur, sunt controverse deosebite acum și în plan istoriografic. Important e ce se va întâmpla de acum înainte. Cred că lucrurile nu se vor liniști într-o perioadă previzibilă. Important e să nu ne afecteze pe noi în ceea ce privește liniștea și pacea, pentru că astea sunt obiectivele supreme ale tuturor. Cred că și nouă ne revine un rol important, având în vedere și poziția geografică, vecinătatea cu aceste zone. Suntem cu ochii tot timpul spre Moldova, acolo iar sunt niște lucruri destul de preocupante, îngrijorătoare, se întâmplă chiar și zile trecute. Au fost niște lucruri, am fost și acolo de mai multe ori, nu la perioadă mai de mult. Acum, dacă sunt întrebări și lucruri pe care ați dori să le dezvoltăm, cu mare dragă. Dar le punem la urmă, că mare de vorbit. Da. Deci, cum doriți? Dacă îmi permiteți o întrebare... Ne zăm la urmă, vă rog, nu intrăm, ca să nu încurcăm. Dacă să leagă direct cu... Facem la urmă ca să le putem epuiza cele două subiecte și la urmă o să fie o discuție, așa consider că e bine. Da, e bine. Orice vor fi concediat, pentru că cele mai actuale probleme sunt ale tale din toate astea care le discutăm aici. Bine, am început cu... Rămâneți în formă. Da. Da, vă mulțumesc la domnul pentru atenție și așteptăm... Da, avem acum onoarea să-l prezentăm, necesar că l-am prezentat odată, pe Părintele Profesor Concursor Nicolae Tucă, să ne vorbească despre Părintele Profesor Galelu, care i-a fost inclusiv următor de doctorat, din câte știu, nu, dar era aproape. Oricum a lucrat cu dânsul. Eu nu am fost studentul dânsului, dar am fost omul familiei dânsului. Asta e o altă problemă. Poate discutăm spre și câteva despre aceasta. Părintele Profesor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În alta Sfințite Părinte Arhiepiscop, stimați domni profesori, onorată asistență. Întotdeauna, în expunerile noastre, pentru a ne face cât mai înțeleși, pe lângă cuvânt, bineînțeles, întrebuințăm imagini, icoane sau simboluri. Părintele Constantin Galelu a fost un simbol al Bisericii Ortodoxe Române, așa după cum l-a descris și aprecia marele academician Virgil Cândea. A fost o personalitate de excepție a teologiei românești și am avut bucuria, cinstea de a-l cunoaște. Nu i-a fost ucenic din punct de vedere al pregătirii doctorale, dar i-a fost student. Așa după cum l-a cunoscut și în al preasfințitul părinte aici de față, căruia a fost și asistent la secția practică. În altul era asistent cam la toate disciplinele de la secția practică. Așa l-am cunoscut și eu. Prima dată l-am cunoscut la admiterea de la Facultatea de Teologie de la București. Și apoi la cuvântul de la 1 octombrie, când se deschid cursurile. M-a frapat prin ceea ce expunea acolo, dar nu neapărat ca și cuvânt, ci prin modul prin care o făceam. Avea acel captațiu benevolenții care ne lipsește multora dintre noi, fiind ceva covârșitor. Nu puteai să îți dezlipești urechea de cuvântul său. Cuvântul său era un crescendo. Pornea blând, avea un filon dogmatic, pentru că el, de fapt, a fost dogmatist de formație. Teza asta de doctorat era pe dogmatică, jertfă și răscumpărare, și s-a făcut săptămâna trecută lansare, la care a fost și în al preasfințitul prezent, dar a predat nu dogmatica, pentru că această catedră a ocupat-o un alt mare profesor al teologiei românești, Dumitru Popescu, și dânsul a predat prin ceea ce s-a și distins apoi și a rămas emblematic, a predat catehetica și omietica. Echivalent în învățământul de stat, să spunem așa, cu retorica. Adică arta de a cuvânta. Și el se întrecea pe sine însuși și întrecea pe oricine din acest punct de vedere. Se asemăna la mijlocul cuvântului cu Ioan Alexandru, poetul Ioan Alexandru, pe care mulți l-ați cunoscut și pe care și eu l-am ascultat de câteva ori. Dar dacă Ioan Alexandru, poetul, vorbea la o durație maximă de la început până la sfârșit, deci cei că s-ar putea să facă stop cardiac, și mi se pare că și de asta și muri până la urmă. Da? Părintele nostru iubit, Constantin Galeriu, nu termina același ton. Ajungea la maxim, dar ajungea la un cuvânt blând, cu învățăminte, așa cum stă bine unui păstor și unui misionar. Nu a fost ocolit Părintele Constantin Galeriu nici de greutățile și suferințele, vicisitudinile epocii pe care le-a trăit. Și nu numai el, ci cei mai mulți din intelectualitatea românească, dar și foarte mulți preoți, episcopi, profesori, teologi și așa mai departe. A făcut și închisoare și acolo și-a dovedit cu adevărat sufletul său sublim, omenia sa deosebită, iar omenia este gradul cel mai mare al sfințeniei, dincolo de care nu se mai poate face nimic altceva. Și din cuvântările sale, și din lecțiile de la catedră, ne-am dat seama că sfințenia nu este ceva de neatins. Sfințenia o poate atinge, o poate realiza fiecare dintre noi. Dar nu mai trebuie să-și dorească lucrul acesta. Și el a făcut lucrul acesta. Aproape că a fost un sfânt acolo în pușcărie și un model pentru cei care erau închiși împreună cu el. Se istorisește de către cei care l-au cunoscut că pe lângă munca silnică pe care o avea acolo de prestat, o mai făcea și pe celor care nu mai puteau să ducă greutatea acelor corvezi. De câte ori primea pachet, cum se face la închisoare, el îl împărțea de obște cu toată lumea, chiar dacă unii nu făceau lucrul acesta. mărturisesc mulți lucrul acesta. Mircea Ionescu Chintus, pe care îl cunoașteți cu toții, da? Dă mărturie despre ceea ce făcea Părintele Constantin Galeriu. Mi-l amintesc și l-am în minte, am vorbit și de imagine, da? Cu această imagine. Uitați-vă la el, dacă nu cumva îl recunoașteți, într-un oarecare fel, în biserică. Deasupra Sfântului Altar, în multe biserici, conform ierminii bizantine, este pictat cel vechi de zile, adică Tatăl Ceresc, conform prorocii lui Daniel de la capitolul 7, versetul 13. Sau, nu vi se pare că e Tolstoi, marele scriitor rus, care în scrierile sale a strecurat gândul lui Hristos. Gândurile lui Hristos le găsim în cuvintele Evangheliei. Asta a făcut și Părintele Constantin Galeriu tot timpul. A strecurat gândul lui Hristos în cuvântul pe care îl propovăduia. Această figură emblematică a Bisericii Ortodoxe Române, pe care am avut bucuria să o cunosc, această personalitate covârșitoare, a marcat destinul unei generații. El a fost nu numai un preot deosebit, nu a fost doar un profesor excepțional, dar a fost și un bun rugător pentru toți credincioșii pe care i-a păstorit. Îmi spunea domnul profesor aici de față și organizatorul acestor lansări de cărți, când m-a invitat, că Bucureștiul suferă. Nu mai are astfel de predicatori în zilele noastre, din păcate. Părintele Constantin Galeriu s-a adăugat panopliei teologiei românești în privința acestor grandioși cuvântători. Și am dat pe Caralamie Rovența, de exemplu. L-am avut pe episcopul martir de la Oradea, Nicolae Popoviciu. Cine nu a auzit cuvântările grandiosului mitropolit Antonie Plămădeală sau marelui Bartolomeu Anania. Ice Coman, patrologul nostru strălucit. Și mulți alții, dar aceștia sunt cei mai buni și pe care i-am și cunoscut. Mitropolitul Antonie Plămădeală l-am auzit de două ori la Seminarul Teologic din București și pe Bartolomeu Anania chiar de 3 ori și odată a vorbit magistral despre Mihai Eminescu. Și mi-aduc aminte că directorul m-a pus să-i pun semne la anumite poezie acolo. În sfârșit. Dar să revenim la această figură patriarhală a Părintelui Constantin Galeriu. V-am spus că nu i-am fost doctorand, dar l-am cunoscut la examene de doctorat și odată, după ce am dat un examen, aveam nevoie și de semnătură, pentru că nu, comisia nu a definitivat birocrația care se face de obicei și a trebuit să merg acasă. Doamna preoteasă, distinsa doamna preoteasă, m-a rugat să stau 5 minute, jumătate de oră să am răbdare să se odihnească, că doar ce intrase să se odihnească. Dar n-au trecut nici 5 minute și Părintele a revenit. A venit ca să mă ajute. Nu a venit să vă închipuiți neglijent, în pijamale sau mai știu. A venit impecabil îmbrăcat, în reverendă. Eu nu l-am văzut niciodată pe unul acesta fără reverendă. Noi mai greșim, e adevărat. Recunosc în fața înaltului că ne mai... Știe înaltul. Preumblăm și fără reverendă, dar pe el nu l-am văzut niciodată. Era un model și din acest punct de vedere. Ce pot să spun mai mult? Părintele Constantin Galeriu a fost și un mare misionar. Nu numai că vorbea frumos, dar convingea. Ajungea la sufletul, la inima și la mintea omului. Și viața interioară a omului se produce în inima omului, după cum spunea teologul francez Olivier Clément. Acolo se produce misterul existenței. El a reușit să atragă după Revoluție marile cugete ale intelectualității românești. Dar nu doar așa se atragă ca să-l asculte, ci aceștia au ajuns să aibă o viață creștinească. Au reușit să devină practicanți. La început, Părintele Constantin Galeriu a spus că trebuie să reîncreștinăm societatea românească. Și prin misiunea și pastorația sa a reușit să facă lucrul acesta. Mi-amintesc că a avut fii duhovnicești de marcă. Sorin Dumitrescu, scriitorul, publicistul și pictorul Sorin Dumitrescu este acela care a și înființat marea editură Anastasia, unde au apărut volume prestigioase. Nicolae Steinhardt, filozoful Nicolae Steinhardt, a fost de asemenea fiul duhovnicesc. Patapivievici, a fost fiul duhovnicesc. Și mulți alții din surse nesigure și Andrei Pleșu. Poate fi fost și el. Iată că a fost și el, da. Părintele Constantin Galeriu, sau Costache Galeriu, de fapt, se numea el, după numele... Costache Galeriu. Costache Galeriu, da. A atras asemenea personalități covârșitoare ale culturii românești și nu era doar un preot simplu care știa să vorbească pe înțelesul publicului simplu, vorbea să se facă înțeles de la vlădică până la popincă, așa cum s-ar spune în mod simplu. Îi mulțumesc domnului profesor pentru că m-a ales să vorbesc ca preot, fiind despre un preot, la această lansare de carte. De fapt, în 2018 s-a și ținut în cadrul Facultății de Teologie o conferință comemorativă despre Părintele Constantin Galeriu, atunci când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea sa. Volumul nu a apărut imediat, dar a apărut după aceea cu o serie de studii, articole, consemnări, memorii despre personalitatea Părintului Constantin Galeriu. Alte studii au apărut într-un număr din revista Patmos. Cam aceleași studii. Îi mulțumesc și în al Preasfințitului că atunci dânsul m-a sunat o seară înainte de conferință și mi-a trasat sarcina ca să vorbesc. Probabil că știa că i-am fost student, pentru că dânsul ne-a fost îndrumător de ani și știa generația pe care am avut-o. Și de aceea mă simt onorat că am putut să vorbesc despre un reper al culturii românești, al culturii teologice și despre un mare preot, un mare misionar al Bisericii Ortodoxe, simbol al ortodoxiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace acolo unde este și să ne fie reper, pentru că ducem lipsă de repere în societatea actuală. Vă mulțumesc! Frumos. Deci chiar că l-a trăit, după cum a vorbit. Și într-adevăr putem spune și noi, dar nu vreau să mănânc eu timpul, că la fiecare se spun câte ceva. Dar dau cuvântul domnului profesor Florin Duțu, care va vorbi de o altă mare personalitate. Ne-am mai discutat aici la Constanța și chiar acest cadru despre Nichifor Crainic, care este uitat total. Vă spun doar așa câte ceva ca să știți cine a fost Crainic. A fost primul doctor honoris causa la Universitatea din Viena. Poate știți ce e Viena pentru Europa și aia mai ales modernă și medievală. Dar și astăzi, acolo se mișcă, acolo avem noi fapt, din păcate, dat petrolul și altele. E trist, dar e adevărat. Dar totuși l-au apreciat în context de război. Deja a început al doilea război mondial, l-au chemat la Viena, Mareșalul Ioan Antonescu a avut o urcă cu el, l-au ținut de-a drumul ca să-și ia titlul, până la urmă și l-a luat. Sunt lucruri mai de băcănie, nu vreau să intru în detalii. Dar a fost primul și nu știu cât a mai fost pe la Viena, n-a făcut o evidență, dar aproape că sunt foarte puțini. După aceea, Nichifor Crainic, și de fapt cu asta încep, a fost mentorul, rețineți, mentorul Părintelui Dumitru Stăniloae. Și asta mi-a zis-o Părintele Dumitru Stăniloae, nu mi-a zis-o altcineva. o discuție privată, care am și consemnat-o în scrieri. Trei mari l-au capacitat și l-au condonat în viață. Viață de vreo aproape 90 de ani. Mitropolitul Nicolae Bălan, care l-a ales pentru toate cele care urmau. Dânsul a avut o deviere, între ghilimele deviere, a vrut să plece la Filologia Națională din București și Bălan, pe stradă, pe strada Academiei, Dimitrie, ia vină tu încoace, de ce fugi tu de mine? Ia întoarce-te de la Sibiu și fă ce trebuie, că tu ești un om de mare valoare. Eu am mare încredere în tine. Și mai trecut câteva luni, s-a reîntors în anul 2 la teologie și a terminat teologia, după aceea doctoratul la Cernăuț, l-a trimis prin Fundația Gojdu, atenție, care ai noștri au vândut-o la Budapesta în anii trecuți. Încă nu-i vândută, se poate recupera, dar trebuie să avem puțină voință. A fost la Belgrad, la Berlin, la Viena, la Paris. Și după aceea a fost și din Grecia, dar asta e altă problemă. În alt context, și acolo a fost și doctor Honorul Exelau, un titlu pe care noi l-am dat cu mare întârziere în țară, aici, la noi, la București. E altă poveste și merită și asta. Deci a fost mentorul și asta mi-a zis o problemă. Deci Bălan, Nicolae Bălan, Ifor Crainic, care era un coronator al culturii ardelenești și românești în vremea aceea, din acea mișcare Gândirea, și să nu uităm că a avut rol de fondator al filocariei românești, alături de părintele Dumitru Stăinoae și de părintele Arsenie Boca. Fondator, atenție, da? Unde scrie asta, unde se mai spune? El a înființat cursul de mistică și ascetică în acei ani, care până astăzi funcționează, dar nu mai funcționează cum a funcționat prin Training și prin Stăniloae. Asta e altă problemă. Și al treilea a fost, o să rămâne surprins, cineva din departamentul cultural, Gheorghe Nenciu, deși era un malputerii, să zicem, dar a avut și ceva cu omul Stăniloae și cu cultura religioasă, cultura ortodoxă, asta zic, cultura religioasă ortodoxă. De acum scrieți tot ce puteți și aveți, dați drumul. Deci Părintele Stăniloae, că avea libertatea de exprimare, mai scria încă 2 sau 3 opere decât a scris la momentul plecării la Domnul. I s-au ars, distrus în anii de anchetă și așa mai departe. Plus că a fost blocat psihic, mental să mai scrie din 48 până prin anii 80, când a 78, este momentul de vârf cu dogmatica sa. Topii Nenciu scoasă. Și toate acele lucrări, filocaria, mă refer la 5-10 următoare, 11 au apărut după 90, au fost topii îndemnului, după lucrările de la mitropolitul Nestor Vornicescu, de la Craiova, topii îndemnului și toate articolele care au apărut în presă, că sunt multe de mare, mare valoare și o spuneam la studenții noștri, în apreciația voastră, deci noi am produs, îmi pare rău că mai bine în anii comuniste decât după 90. Marii teologi de la București, dar și de la Sibiu, în mod aceștia, au avut mai mult de spus, de zis, de scris decât cei după 90. Din păcate se reiteră. Nu că a fost Stăniloae. Și mulți pe lângă Stăniloae. Vorbeam despre I.G. Coman și alții. De mare, mare, 3 doctorate I.G. Coman. Nu de patrologie, teologie și de altele. Da, deci Nenciu a fost un imbold. Și eu l-am cunoscut pe Nenciu la doctoratul Natului Andrecuț la București, la care cu bere la masă. Și eu care am lucrat și eu, sau lucram atunci în departament, unde pas, că era asta trecută, care părerea mea era mai să-i spui Departamentul de Stat pentru Culte, cum spui Departamentul de Stat din Statele Unite, decât să-i spui Secretariat. Este un fel de CAP. Acum e chiar un fel de retor de bani. Nu este instituție publică, politică și de politică religioasă, apropo de Gojdu, care trebuie recuperat urgent. Și nu numai Gojdu, sunt multe alte aspecte. Dar aici trebuie să fie implicat și la nivelul guvernului factor PNL, PSD, etc., dar și din zona Sfântului Deal, al Patriarhiei Române, pe politica a noastră, că sunt românii noștri. Deci nu pot să, eu ca om, și fost om politic sau și om politic, că mai sunt încă mai sunt în picioare, 2 picioare, știu că nu am făcut aproape din 1990, apropo de românii aceștia din preajmă, care reprezintă câteva milioane bune. Eu eram România mare, liderii regional, nu mai spun cine, cum și ce, și acum se pare că e tot în capul ideea asta. Dar ce s-a întâmplat cu prezența acestora, mai ales de lideri naționali, regionali, că n-au fost niciodată să aibă contacte decât formale la Chișinău sau pe unde au fost, dar pentru alte interese, nu interesele românilor. Asta e altă problemă. Deci, iată un alt aspect care vreau să scot în evidență. Dar mult mai mult despre Nicolae Bălan, care l-a trăit prin familia sa, prin toate cele, a fost și la mormântul dânsului, a făcut și acolo niște nu eu și e că noi suntem slujitori, dar au chemat pe cineva acolo și am făcut ce vrea să facem, așa puțin din al, nu-i băgat în seamă. Deci, și marile valori de la Belul, din Sfânta Vinere, din Reînvierea, din Mărăve, din București, sunt și din țară, nici Eminescu e o excepție, totuși nici acolo nu se face. Adică în momentul marelui Eminescu trebuia mult mai îngrijit. Uitați-vă, a fost, acum filmăm, lucreați Institutul Timotei a fost acolo, da? Nu, acum anul ăsta a fost Vala Împloieșteanu. M-am uitat așa, am fost acum 1 an sau 2 ani la Belu și am văzut că n-au acolo și administrația, că aparține primăria capitalii, dar și că valoarea națională și nu biserica trebuia să facă aici. E al primăriei, atenție, nu este cimitir eclezial, bisericesc, este cimitir comunal, al primăriei generale a capitalei. Dar ce să faci? Asta e altă problemă. Din păcate, asta e realitatea. Oricum, nu intru în detalii, domnul profesor Florin Duțiu, vă spun și aceste mici, o să le spun cancanuri, deși nu sună frumos, dar prin asta înțelegem de fapt cine suntem. Se pare că nu suntem ce trebuie să fim pentru unandașii noștri. Gen Nichifor Crai, gen Mihai Eminescu, am spus cu el la început, suntem niște epigoni, cum spune chiar Eminescu de fapt. Adică ce au fost aceste valori? Dacă ne raportăm la ele, și noi în teologie, amari, vă spuneam, generația aceea până în 89, mult superioară celor din anii noștri, din păcate. De aceea trebuie să înclinăm capul pentru aceștia și să nu uităm, să invocăm și să învățăm și acum din scrisurile lor ce putem să facem noi acum ca să putem să ne manifestăm cum trebuie în fața lui Dumnezeu în primul rând și a românilor care sunt frații noștri. Florin Duțu, domnul profesor. Preasfințite părinte, stimați profesori, dragulcernici părinți și dragi participanți și invitați, mulțumesc domnului profesor pentru această invitație și gazdelor noastre de la Curtea Târgovenească, deci altfel n-ar fi putut avea loc acest eveniment. Nichifor Crainic a fost luminătorul României interbelice. Ca să fac o legătură între ce s-a discutat până în momentul de față și Nichifor Crainic, aș putea să menționez că el s-a născut în anul în care Mihai Eminescu a plecat în lumea de dincolo, în 1889, și a fost continuatorul în planul naționalismului românesc, Nichifor Crainic, al lui Mihai Eminescu, pe care l-a desăvârșit, putem spune, pentru că după Primul Război Mondial a fost conducătorul revistei Gândirea, care a avut ca principale coordonate ortodoxia și mitul folcloric. Pe de altă parte, Nichifor Crainic a fost ministru al propagandei naționale pentru o scurtă perioadă în timpul celui de-al doilea Război Mondial, astfel a avut legături cu Armata Română, cu Mareșalul Ion Antonescu, toți ceilalți. Iar în al treilea rând a fost profesorul de mistică ortodoxă al Părintelui Galeriu, la începutul anilor 40. Nichifor Crainic are o operă vastă. Acum câțiva ani, tot aici, am avut o scurtă conferință despre el și această operă n-a fost cercetată. S-au publicat, într-adevăr, cursurile de mistică ortodoxă, câteva cărți din anii 30, Puncte cardinale în haos și câteva volume de poezie, însă opera sa politică n-a fost deloc publicată, absolut deloc. Sunt peste 1000 de articole. El a fost un publicist naționalist și a debutat la ziarul lui Nicolae Iorga în timpul Primului Război Mondial, unde a fost soldat sanitar. După aceea a continuat și a fost printre întemeitorii ziarului Cuvântul, apoi întemeitor al ziarului Curentul, după care și-a înființat propriul ziar, Calendarul, între anii 1932-33. Un inginer cu dare de mână i-a oferit această sumă importantă pentru tipar, și a spus să publice numai adevărul, pentru că adevărul este alterat, din păcate, și ce se publica în presa vremii era, bineînțeles, cenzurat sau fiecare urmărea o anumită ideologie. Și atunci el a devenit foarte incomod pentru serviciile secrete, bineînțeles, și pentru regimul din perioada respectivă. Cum i-am dat seama? Mergând la CNSAS, am solicitat dosarele care erau deschise pe numele lui Nichifor Crainic. Atunci s-au adus zeci de dosare, mi-aduc aminte și acum, inclusiv dosare de urmărire din anii 30. Fiecare articol de-al său, în special din ziarul Calendarul, era decupat de către agenții siguranței de atunci. Și, da, SSIU, Morozov și toți ceilalți. Și pentru că, într-adevăr, el avea o atitudine extrem de, să spunem așa, naționalistă și dacă citiți articolele sale, veți vedea că avea și un talent poetic în a expune, avea o logică extraordinară, astfel încât te lumina, pur și simplu. De aceea, el i-a și sprijinit pe tinerii din perioada respectivă, pentru că, vedeți, tineretul era marginalizat de către clasa politică. Bătrânii din partidele politice își urmăreau interesele lor, iar tinerii care pur și simplu erau, în special din zona rurală, ajunseseră să se școlească, erau fii acelor țărani de la 1907, care suferiseră, și ei se uniseră în jurul unor lideri, cum a fost Corneliu Zelea Codreanu, pe care Nichifor Crainic l-a sprijinit în perioada 1932-33, chiar s-a legat o prietenie între ei și el a fost cel care a făcut legătura între Corneliu Zelea Codreanu și Radu Gir. El cu această legătură, conform mărturiei lui Radu Gir, adică nu sunt vorbe în vânt, există în arhiva CNSAS o mărturie a lui Radu Gir, între Corneliu Zelea Codreanu și Lucian Blaga. Numai că s-a produs și o ruptură totodată între ei în la sfârșitul anului 1933. Crainic va mărturisi ulterior într-un articol din anii 40. Ne-am iubit, dar ne-am și înstrăinat apoi. Pentru că a avut loc acel incident, uciderea lui Ighe Duca pe peronul gării din Sinaia, ca urmare a interzicerii partidului Garda de Fier la alegeri, și pe listele partidului se afla inclusiv Nichifor Crainic în 1933. Și atunci, ce s-a întâmplat? Bine, uciderea aceasta a fost drept răzbunare a acestei interziceri și faptul că chiar Virgil Teodorescu aici în Constanța, un tânăr legionar, fusese omorât pentru că lipise afișe. Și atunci Nichifor Crainic a fost arestat pur și simplu pe 1 sau 2 ianuarie 1934, la scurt timp, a fost arestat și a fost închis la Jilava pentru 4 luni. Și atunci s-a produs o înstrăinare, vedeți, pentru că el oferise tot sprijinul acestei mișcări și mai ales pentru că și Corneliu Zelea Codreanu după aceea s-a apropiat mai mult de Nae Ionescu. Vedeți, Nae Ionescu nu le oferiseră sprijinul pe care îl oferise Nichifor Crainic. Și atunci Nichifor Crainic a avut, bineînțeles, și a continuat această atitudine naționalistă în jurul altor reviste, cum a fost Farmă Piatră sau Porunca Vremii al lui Octavian Goga. Și pentru că în perioada respectivă nu există. Tinerii erau naționaliști, dar nu exista numai mișcarea legionară, existau și alte grupuri din jurul altor reviste, să spunem. Și aveau același scop la bază, în principiu. Da, revenind acum, pentru a schița o scurtă biografie a lui Nichifor Crainic. El s-a născut în ajunul Crăciunului, 1889, într-o familie de țărani săraci, absolut săraci. Tatăl său nu avea decât foarte puțin pământ pentru a lucra și pentru a-și crește cei 5 copii. Din cauza aceasta se ocupa cu chirigeria, venea în București și pur și simplu își folosea brațele pentru a câștiga un ban în plus, mânca, chiar spune Crainic undeva, mămăligă și castraveți acri pentru a-i întreține. Și la un moment dat l-a luat și pe Nichifor Crainic în București și i-a spus: uite mă Ionică, arătându-i zidurile cărămizii ale seminarului central, uite mă Ionică, aici vreau să te dau eu pe tine dacă va vrea Dumnezeu. Și într-adevăr Crainic a intrat printre primii, chiar primul, la seminarul central, cu toate că anumiți preoți care veniseră cu fiilor acolo l-au cumva l-au facultat, dar eu spus, mă, chiar crezi că o să intri tu, un fiu de țăran, la acest seminar? Descurajat. L-au descurajat, da. Și iată că a intrat și nici n-avea bani de rechizite și nici bani pentru cărți. Tatăl său a fost nevoit să-și vândă un cal și un porc și după aceea să apeleze la boier. Boierul a rămas indiferent, nu l-a ajutat cu absolut nimic, toate că ei se duseseră cu două gâște, două rațe, le-a dat pur și simplu prețul rațelor și s-au întors la fel de săraci. Și atunci el, într-adevăr, a petrecut multă vreme în bibliotecă și a format o cultură vastă, enciclopedică. Și absolvind seminarul teologic, a urmat facultatea de teologie, pe care a absolvit-o în 1916, după care a plecat ca soldat sanitar pe front. Aici l-a cunoscut pe Alexandru Vlacuță. Vlacuță l-a admirat foarte mult pe Nichifor Crainic și l-au locuit după război o perioadă în aceeași casă, pe strada Apolon în București. După care Nichifor Crainic a plecat la Viena, chemat de Lucian Blaga, prietenul său, unde a studiat pentru 2 ani, din păcate rămânând fără fonduri, s-a întors în țară și a început să colaboreze la revista Gândirea, al cărei conducător va deveni la scurt timp după plecarea lui Cezar Petrescu la Paris. Și va face din această revistă organul principal al României Mari. De ce? Pentru că s-a gândit că după această unire, toate provinciile acestea erau unite în special de ortodoxie, pe care a definit-o ca substanța sufletului românesc și a pus-o în valoare. El era de părere că românii nu au mers să-i cucerească pe alții și să dezvolte un imperiu, și mai cu seamă au creat un imperiu pe verticală prin aceste energii necreate despre care va vorbi în cursul său de mistic ortodoxă. El a fost primul teolog care a introdus un curs de mistic ortodox în România Mare, mai întâi la Chișinău, apoi la București, în 1932. Acest curs de mistică a fost, bineînțeles, urmat de foarte mulți preoți și monahi. Chiar Părintele Arsenie Boca a spus că acest curs i-a deschis calea către îndumnezeire. La scurt timp, după ce se stabilește în București și predă la Facultatea de Teologie, îl cunoaște, bineînțeles, la sfârșit de săptămână mergea prin toate orașele țării și ținea câte o conferință, avea prieteni în toate colțurile țării și la un moment dat a fost invitat de mitropolitul Nicolae Bălan la Sibiu și acolo la masă i-a cunoscut atât pe Părintele Stăniloae cât și pe Părintele Arsenie Boca. Între ei s-a legat o prietenie foarte strânsă, pentru că Părintele Stăniloae a fost invitat să scrie la revista Gândirea și la celelalte ziare la care scria și Nichifor Crainic, lucru mai puțin cunoscut. Și a devenit un mentor pentru Părintele Stăniloae. Iată ce spune doar un scurt fragment Părintele Stăniloae despre Nichifor Crainic. Citez: într-o vreme când nimeni nu avea niciun interes și niciun cuvânt de laudă pentru ortodoxie ca factor de viitor în spiritualitatea românească, Nichifor Crainic a pus singur această problemă, nu în câte o sentință sibilinică și mai mult de dragul unei singularizări în originalitate, ci în eseuri ample, palpitante de simțirea unui suflet convins și cuceritoare prin lumina cu care le îmbracă un scriitor de bogate resurse, batjocorit de mulți, aplaudat de puțini, dar cu o stăruință nedescurajată de iluminat, a continuat să scoată de substraturi groase și învârtoșate una câte una piesele unei comori ce părea definitiv dispărută. Și după ce a scuturat-o de pământul și de rugina unei înțelegeri primare și formaliste, o lume întreagă a căzut în genunchi în fața strălucirii ei. Azi, ortodoxia ca valență culturală, ca putere formatoare de suflete, ca chintesență românească, este deplin recunoscută în lumea generației mai tinere de intelectuali. Deci iată că el a fost cel care practic a restaurat ortodoxia pe aceste temerii ale mistice ortodoxe, pentru că esența ortodoxiei aceasta este. Prin mistica ei practic se coboară, cum spunea Nichifor Cranic, aceste energii dumnezeiești într-un naționalism constructiv, cum vedea el situația la vremea respectivă. Și iată că astăzi această restaurare a României și a ortodoxiei se poate realiza pur și simplu punând în valoare opera lui. Însă, mergând la unele biblioteci mari, să nu spun Academia Română, am observat că opera sa publicistică, politică, nu se mai dă spre cercetare. Nu se mai dă spre cercetare, pur și simplu se spune așa. Mai mult, organizându-se o expoziție despre istoria presei românești, unde erau expuse toate ziarele din secolul XIX până în prezent, nu erau expuse ziarele unde a publicat Nichifor Cranic. Și la un moment dat am întrebat și eu, doamnă mai drăguță mi-a spus, s-a dat ordin să nu fie expuse. Deci vedeți că aceste izvoare pur și simplu sunt blocate. Dar v-ați întrebat de unde vine ideea? Ar fi trebuit să vă întrebați cine? Știi, bine, dar dacă vom căuta în anumite biblioteci mai puțin cunoscute sau vom căuta anumite articole, ne vom da seama de unde vin aceste inițiative. Și iată că eu am aflat sincer despre Nichifor Cranic, eram anul 3 la facultate, m-am înscris din pasiune la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și la un moment dat mi-am propus să fac o teză de licență despre Părintele Arsenie Boca și mergând prin arhive, am descoperit și mărturiile Părintelui Arsenie Boca despre Nichifor Cranic. Atunci am căutat cât mai multă informație și am mers la surse, pur și simplu. Pentru că m-a uimit faptul acesta că la Facultatea de Teologie nu mi se vorbise despre cel care a restaurat, practic, ortodoxia și care și-a jertfit întreaga viață, pentru că de o parte el se ridicase pe jertfa tatălui său, deci un țăran simplu care a și murit la scurt timp după ce el s-a întors din război și chiar i-a arătat, ultimul gest a fost acela de a arăta cu degetul spre icoană Ionică Dumnezeu, ca un testament. Și Cranic și-a riscat viața pur și simplu, că el în perioada respectivă și când a fost arestat, chiar s-a pus această problemă a omorârii lui. Era foarte ușor să fie omorât, i se organizase deja un proces. După aceea el chiar vorbește în memoriile sale despre cum au fost chemați toți șefii de ziar în 1938 și s-a pus problema uciderii lui Corneliu Zelea Codreanu și se afla și el în biroul lui Arman Călinescu, chiar istorisește lucrul acesta. Și după aceea el putea să fie oricând, mai ales că dacă vei citi o parte dintre articolele sale pe care le veți mai descoperi, fie pe la arhive, dar v-am zis că acolo unde ar fi, să zicem, întreaga operă publicistică deja e blocată, veți vedea că el a riscat foarte mult, deci da, exact ca Mântuitorul Iisus Hristos. Știți că există un istoric britanic foarte interesant care el face o analiză în cheie de intelligence, să spunem, a ultimii părți a vieții Mântuitorului Iisus Hristos. pentru că se spune în Evanghelia după Marcu, era urmărit și de irodiani și de toți ceilalți, de trimiși de la templu, pentru a fi ucis și pentru a fi prins în cuvânt. Și la un moment dat, ei nu reușesc, vedeți, să-l prindă în cuvânt și le da acea replică, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. În acel context a dat această replică Mântuitorul Iisus Hristos. După aceea comuniștii au scos-o din context și ne-au prezentat o nouă încheie ideologică, pentru că am descoperit în arhive că protopopii și toți ceilalți aveau o misiune de la securitate să pună accent pe aceste lucruri. Dați cezarului ce al cezarului și Dumnezeu ce al Dumnezeu, supuneți-vă stăpânilor celor mai înalte, că sunt de la Dumnezeu, adică supuneți-vă Partidului Comunist, adică ca oamenii să fie îndoctrinați, să pună accent pe lucrurile acestea care erau scoase din context. Și astfel Mântuitorul, revenind, nu e prins în cuvânt și până la urmă ei reușesc să-l racoleze pe Iuda, spune acest istoric britanic, pentru 30 de arginți. Exact ca în perioada comunistă, ei încercau să te racoleze fie pe sentimente patriotice, fie pe bani, fie erai șantajat, cum era, la un moment dat am găsit un inspector bisericesc, era șantajat cu faptul că fiica lui fusese prinsă cu un dentist și el era șantajat, dar sunt multe lucruri de genul ăsta, adică asta este realitatea, istoria de la firul ierbii. Pentru că, vedeți, există o istorie cosmetizată și până la urmă, vedeți, nici Vechiul Testament n-a fost cosmetizat. Dar în ultimii ani, noi cosmetizăm pur și simplu istoria. Adică ei n-au cosmetizat faptul că David a făcut și fapte nelegiuite sau toți ceilalți, toate întâmplările din Vechiul Testament. Dar pur și simplu noi cosmetizăm și astfel nu ne trezim, pentru că nu e adevărul acolo cumva. Și automat, din moment ce nu ți se spune adevărul, și pentru a căuta adevărul trebuie să mergi la arhive, să stai zi de zi. Țin minte că din 2012 de atunci am tot mers an de an, chiar mi-am făcut și prieten la sală acolo, era domnul George Vișan și doamna Mirela Jean, ne-am și prietenit și acum suntem prieteni. Pentru că nimeni nu-ți oferă nicio sponsorizare, pentru că e nevoie de bani, pentru că, nu? Ca să mergi de dimineață până seară, trebuie să locuiești undeva, să te asiguri hrana și nu există fonduri pentru a cerceta, de exemplu, istoria Bisericii Ortodoxe Române de la 1918 până în 2018, de exemplu, timp de 100 de ani. Dacă dumneavoastră mi-a arătat și mie o carte de istoria Bisericii Ortodoxe Române din perioada aceasta, bazată pe documente și cu o viziune în care să fie integrat și Nichifor Crainic și toți ceilalți, toate mișcările acestea începând, chiar și cu Petrache Lupu, care a fost un profet popular, adică el nu există în cărțile de istorie Bisericii Ortodoxe Române, cu toate că a fost o mișcare autentică. După aceea, mișcarea de la Sâmbăta de Sus, Rugu Aprins, Vladimir Rei, Nil Dorobanțu, Ioan Iovan, toate acestea, Părintele Dimitrie Bejan, ajungând la Părintele Iustin Pârvu, care iarăși a fost persecutat, era etichetat chiar de către unii mari duhovnici care, mă rog, acum urmează a fi canonizat, erau pușcăriașul ăla, îi spuneau, știți? Înainte de 1989. Adică au fost și lucruri de genul acesta, pe care nu le putem ascunde dacă vrem să ne trezim și să clădim pe adevăr. Și asta, sincer, am deprins sau încerc să înțeleg și eu, pornind de la opera lui Nichifor Crainic. Pentru că ei au fost oameni care și-au asumat, până la urmă, riscuri foarte mari. Și pentru acest lucru, iată că a fost închis timp de 15 ani în temnițele comuniste. Asta la Iud timp de 15 ani, 1947. Până în 1962. După aceea, bineînțeles, unii râdeau de el și chiar au răspândit lucrul acesta. Țin minte că era o carte a Iud însângerat, scrisă de... aceea e o mărturie extraordinară, dar mai e o carte scrisă despre Aiud, e și poet domnul respectiv, și l-am întrebat că în cartea respectivă se spune că Crainic s-ar fi lepădat de Dumnezeu pentru un polonic în plus sau... Și l-am întrebat, dar erați de față când s-a întâmplat? Nu eram de față, dar de ce istorisiți? Ca și cum ar fi ați fi fost de față, că așa reiese de acolo, că am văzut cum Nichifor Crain se lepăda de lucruri, nu, că așa se răspundea în temniță lucrurile. Dacă n-ai fost de față, de ce? Da, e vorba despre altă carte, nu despre aiut însângerat. În cartea lui Grigore Caraza, chiar un alt mare mărturisitor, îmi pare că nu l-am cunoscut, spune despre Nichifor Crain o întâmplare. La un moment dat ținea predica de dimineață, căci duminica dimineața nu terciul era așteptat, ci predica lui Nichifor Crainic, acolo în temniță. Și la un moment dat Crainic ține acest cuvânt timp de câteva ore și gardianul din frații aceștia, Maier, asculta. Și intră pur și simplu în celulă și spune: dă cartea, dă cartea, mă, dă cartea, mă. Cum spunea Paraliu, banditule, dă carte. Și ceilalți spun: dar e Nichifor Crainic, e Nichifor Crainic, nu-l cunoașteți. Și ăsta rămâne gardianul mirat, așa, și trage o înjurătură, așa, și zice: da, deștept mai ești, mă. Da. Avea cartea în cap. Da, avea geniul acesta de a expune și vă spun. Și chiar el oferă soluții pentru dezvoltarea României, la atrage atenția că România nu e doar o țară agricolă și pastorală, e în primul rând și o țară piscicolă, numai, da, punând în valoare resursele acestea piscicole. Lui plăcea să vină aici în Dobrogea, stătea vara la mare câte o lună, dar și uneori mergea la plajă, nu ne imaginăm că venea special pentru plajă. Soția și fiica lui plecau prin delta, se mai plimbau, dar el stătea, purta corespondență, scria articole. Chiar aici a citit o vară întreagă Filocalia scrisă cu litere chirilice în 1937 și aici lucrul acesta îl mai punctez și după aceea închei. În anul următor a primit un manuscris de la Mănăstirea Frăsinei, manuscris al Filocaliei, cu litere latine, bineînțeles, și i l-a atribuit greșit lui Gerasim Safirin, care se retrăsese acolo, episcopul Gerasim Safirin, dar și-a pus în gând să publice această operă și atunci a cerut sprijinul Sfântului Sinod în 1938. Există această scrisoare adresată către Sfântul Sinod. Sfântul Sinod ia în considerare, Mitropolitul Nicolae Bălan și această răspundere de a oferi tot sprijinul. După aceea, Părintele Arsenie Boca merge la Muntele Athos în 1939, se întoarce cu niște transcrie, iarăși Părintele Stăniloae beneficiază de o traducere grecească și Părintele Arsenie Boca îl impulsionează totodată pe Părintele Stăniloae să realizeze această traducere și iată că ei reușesc acest lucru în anii, până în 1948, reușesc să publice aceste prime 4 volume și Părintele Stăniloae spune clar: fără sprijinul Părintelui Arsenie Boca și al celor care au făcut abonamente și al mișcării de reînsuflețire, de regenerare ortodoxă din jurul mănăstirii Smârna, n-ar fi fost posibil apariția acestor volume. Uitați că Filocalia s-a reeditat și aceste prefețe au fost scoase, pentru că nu se dorește să apară numele Părintele Arsenie Boca. Vedeți ce la nivel oficial vorbesc. Deci cum dorim noi să realizăm o restaurare a ortodoxiei dacă noi cenzurăm, tăiem și până la urmă există aceeași atitudine față de tineri. Vă spun sincer că am colegi care au plecat. Ei lucrează prin alte țări de nevoie, pentru că aici totul e blocat. Se merge numai în general pe tot felul de, la fel de pile, cunoștințe. Și cum să se realizeze această regenerare? Și în mediul universitar, vedeți, nu mai există poate un Nichifor Crainicu, un Naionescu și toți ceilalți. Și asta e o problemă foarte gravă, actuală, adică din punctul meu de vedere, pentru că eu vorbesc și numele generației mele, care, din păcate, a emigrat și au găsit-o prin diaspora. Ei își doresc să se întoarcă, dar din moment ce se blochează toate ușile, nu dau bani să-și plătească o chirie, vă spun sincer. Acolo măcar, știți, nu, tot am ajuns la o realitate. Măcar își plătesc o chirie, care e foarte mare, mâncarea, și le mai rămâne o sumă de bani pe care o transformă la cursul valutar și asta e o încurajare cumva. Așa gândesc toți. înmulțim cu 5,6 cât e lira, înmulțim cu 5 cât e euro și tot e și mai bine decât în România. Așa credeți toți care sunt plecați. Nu mai spun că nu există nici în diaspora cineva care să-i unească și vedeți să creeze o mișcare de... Și acest lucru se poate face. Avem soluții numai în anii 30, dacă apelăm la articole respective, la proiectele respective, sunt soluții foarte clare. Dar trebuie să existe și voință. Dar mulțumesc! Pare că am vorbit.